Forțele de ordine l-au prins pe suspectul care a rănit doi polițiști de frontieră din Timiș. Aceștia urmăreau mai mulți migranți care voiau să iasă ilegal din țară. Florin Piersic a primit mesaje de încurajare de la prieteni. Actorul este internat la Institutul Inimii din Cluj din cauza unei infecții. Pe litoral, miile de tineri veniți în vacanță se pregătesc pentru încă o repriză de distracție după noaptea albă. Pentru că este 1 mai, micii au fost vedetele sărbătorii muncii atât la iarbă verde cât și la terase și restaurante. Iar zeci de turci care au vrut să participe la o demonstrație pentru această zi în piața Taksim din Istanbul au fost arestați. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. A fost stare de alertă în Timiș după ce doi polițiști de frontieră au fost răniți în timp ce încercau să captureze o rețea de migranți care voia să iasă ilegal din România. Agenții au fost atacați cu o armă albă de una dintre cele trei călăuze ale grupării. Agresorul a reușit să fugă, dar a fost prins după câteva ore. 8 migranți au fost reținuți în timpul operațiunii în care s-au tras și focuri de armă. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cei doi agenți au fost răniți în timpul unei operațiuni de prindere a unei rețele de migranți, organizată în zona unui spațiu de servicii de pe autostrada A1, care merge de la Lugoj spre Timișoara. La misiune participau o echipă de intervenție cu un autoturism și trei polițiști de frontieră. Aceștia supravegheau o parcare de camioane unde existau informații că un grup de cel puțin 7 migranți și 3 călăuze se vor urca ilegal în vehiculele de transport marfă. Surprinși în zonă, migranții nu s-au opus reținerii, dar una dintre călăuze i-a atacat pe polițiști cu o armă albă. Ulterior atacului, două dintre călăuze au reușit să fugă. Au anunțat că emigranți au atacat fierurile pe ei. Poliția din frontieră, ăștia au atacat pe polițiști și l-au tăiat. Pe unul mușcat, unul tăiat, s-au tras focuri de armă. Poliția de frontieră a comunicat că în timpul operațiunii de capturare a migranților s-au tras 13 gloanțe. Persoanele reținute din Nepal, Siria și Congo au fost interogate și percheziționate în parcarea de pe autostradă, apoi urcate în dube și duse la audieri. Sunt legale pe teritoriul României în sensul în care au intrat în baza unor vize de muncă. Un detașament de jandarmi, dar și polițiști au fost trimiși pentru a ajuta la prinderea călăuzelor fugare. Doi dintre migranți sunt în continuare căutați de către polițiști cu ajutorul unei drone, dar și cu câini de urmă. După câteva ore de căutări, în jurul prânzului, o dronă cu cameră cu termoviziune a identificat pe câmp, în zona autostrăzii, o femeie. Can you tell me why did you run from the police? What did you do? Where are you from? Who attacked the police? Can you tell me? Pentru prinderea fugarilor, polițiștii au cerut și sprijinul unui elicopter. Au fost controlate și remorcile camioanelor parcate în zonă. E în regulă, e perfect. E în regulă. Nu e umblat. Eu controlez camionul înainte să plec. Parcarea unde polițiștii de frontieră au fost răniți de călăuze este folosită frecvent de migranți pentru a se urca în camioanele de marfă. Acum o săptămână, aici au fost descoperiți într-o remorcă 8 adulți și 2 copii din Nepal și Sri Lanka. Said is the go for the Italy and working there. There and did you pay them? Yeah, a little more paid them. How much? 800-900 euro. Cei doi polițiști care au fost răniți acum au leziuni, unul la umăr și celălalt la picior. Doctorii au transmis că nu au rămas internați. Roxana Tivadar este în parcarea din Timiș, unde s-a întâmplat totul. Bună seara, Roxana! Cum a fost prinsă călăuza care i-a atacat pe polițiști? Bună seara, individul a fost prins la Timișoara. În operațiunea de capturare au fost folosite inclusiv aparate cu termoviziune pentru că era posibil ca bărbatul să se ascundă pe acel câmp, unde, după cum vedeți, vegetația este destul de crescută și ar fi fost foarte greu de observat cu ochiul liber, mai ales că vorbim de o suprafață foarte mare. De altfel, aceasta este metoda preferată de migranți. De pe acel deal pândesc parcarea pentru că au vizibilitate foarte bună, așteaptă ca tirul sau camionul să fie parcat și șoferul a dormit, apoi în timpul nopții la adăpostul întunericului se strecoară lângă compartimentele de marfă, taie sigilul vamal, migranții intră înăuntru și se ascund, iar călăuza rămasă afară lipește sigilul înapoi, astfel încât să nu trezească niciun fel de suspiciune la frontieră. În acest mod, migranții speră să ajungă fără probleme în vestul Europei, unde ar primi salarii mai mari decât se întâmplă la noi în țară. Andreea.
Mulțumesc, Roxana. Florin Piersic a fost transferat în secția de cardiologie a Institutului Inimii din Cluj-Napoca. Actorul are un stimulator cardiac, iar infecția pe care o are la genunchi s-ar fi extins și poate influența funcționarea inimii. Mai mulți apropiați au transmis mesaje de susținere. Profesorul de chirurgie cardiovasculară și toracică, Adrian Molnar, de la Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca, conduce echipa care îl tratează pe Florin Piersic la Institutul Inimii. Infecția pe care actorul o are la genunchi s-ar fi extins, spun surse medicale, și a provocat pe lângă febră și frisoane o creștere a ritmului cardiac. Pentru că, în urmă cu câțiva ani, lui Florin Piersic a fost montat un stimulator cardiac, a fost absolut necesară intervenția cardiologului. Florin Piersic și-a petrecut noaptea aici la Institutul Inimii și, potrivit surselor medicale, starea lui nu s-a înrăutățit și a putut să primească în vizită și apropiați din familie. În momentul de față se află internat pe secția de cardiologie din institutul nostru, sub tratament medicamentos, într-o stare stabilă. Medicii de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca au transmis că starea actorului nu necesită în acest moment transferul la un alt spital din țară sau din străinătate. Prietenii i-au transmis mesaje de susținere. Fie sănătos și să fie la fel de spiritual și la fel de prezent cum a fost întotdeauna. Te așteptăm să bem următoarea cafea împreună, așa cum am făcut de atâtea ori, la cinematograful Teatrul Florin Piersic, care îți poartă numele. Toate sentimentele bune și toate gândurile bune care merg acum spre el, cu siguranță vor avea efectul de a-l pune cât mai repede pe picioare. Înainte să ajungă în spital, Florin Piersic a urcat pe scenă pe 8 aprilie alături de Medea Marinescu în piesa Străinii în noapte. După spectacol am stat cu maestru în culise câteva momente, nu dădea semne că avea probleme în sănătate, chiar era foarte încântat de succesul evenimentului. Florin Piersic are 88 de ani. Anul trecut actorul și-a sărbătorit ziua de naștere pe scenă în Cluj-Napoca alături de un public numeros. Pentru mine publicul e cel mai minunat partener pe care pot să-l am eu vreodată. Familia lui Florin Piersic a rugat ca publicul să îi respecte dorința pentru discreție în aceste momente. Polițiștii l-au adus în țară pe al doilea suspect în cazul asasinării omului de afaceri din Sibiu, Adrian Crainer, atacat, jefuit și bătut crunt în propria casă. Detalii în câteva momente. În ciuda vremii mohorâte, pe litoral s-a dat startul nopților albe. Mii de tineri care au ajuns în Vama Veche au cântat și s-au bucurat de atmosfera de vacanță. Au fost însă și emoții pentru unii dintre ei, pe care răsăritul soarelui i-a prins pe plajă. O tânără obosită și epuizată după ce a petrecut până în zori, a intrat să facă baie în mare și a fost cât pe ce să se nece. Mii de tineri care au petrecut pe plajă sau în cluburi au salutat bucuroși soarele la răsărit. Razele marcau finalul unei nopți de distracție și voie bună. Peste noapte, temperatura nu a depășit 13 grade, dar atmosfera a compensat frigul. Acești tineri s-au adunat în jurul unui foc de tabără. Noi am crescut. Poate vremurile sunt altele, dar văd că aici încă se poate. Se compensează gradele din pahar cu gradele de afară. Atmosfera e superbă, abia am așteptat un an de zile, cu greu a trecut. Avem și chitara cu noi, se face atmosfera frumoasă până la urmă. Alta era atmosfera în cluburi. Foarte frumos, ai venit! Ne distrăm, ne simțim bine, nu contează cât de frig e afară, vamul e mereu 100%! Ați-vă cât mai tare! Mama, te iubesc! Te iubesc! Tot! În zori, cei mai mulți s-au odihnit pe plajă. Mereu am rămas până la răsărit. Este un peisaj de vis. Distracția era însă cât pe ce să se termine prost pentru o tânără de 18 ani care a intrat în mare și a fost trasă în larg de curenții puternici. Trei băieți care au observat-o i-au sărit în ajutor și au recuperat-o de la aproximativ 50 de metri de țărm. Epuizată, tânăra a fost adusă în siguranță la mal. Astăzi, pe zi, Vama Veche s-a trezit în sunet de chitară. Plaja s-a animat.
Aici mă simt cel mai bine. Se pare lumea mult mai deschisă, mult mai friendly. Cum sunt nopțile în vamă? Foarte lungi. Apa rece, vântul puternic și valurile înalte nu i-au speriat pe temerari. În vamă eu vin de fiecare dată pentru apă și pentru clădite. Foarte frumos. Foarte e prima oară când venim și ne-am distrat foarte tare. Astăzi e soare, în sfârșit. Vama veche se pregătește pentru încă o noapte albă. Până la urmă, o viață ai și odată ești tânăr. Ivet Mârza se află pe plaja din Vama Veche. Bună seara, Ivet! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. A fost o zi frumoasă astăzi în Vama Veche, iar în ultimele ore am avut parte de mult soare și ploaia ne-a ocolit. Tinerii s-au odihnit după o noapte maraton, fie pe plajă, fie în cameră, iar în scurt timp va începe a doua rundă de distracție. Cei mai mulți își dau întâlnire aici, pe plajă. Formează grupuri, stau pe nisip, ascultă muzică, povestesc, iar mai apoi iau terasele, cluburile și beach barurile la rând. Trebuie să mai spunem că Vama Veche este la această oră foarte animată. Totul este deschis ca într-o zi veritabilă de vară și ca de fiecare dată, noaptea se va încheia în zorii zilei, tot pe plajă, la răsărit, în sunetul chitării. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Ivet, și stațiunea Mamaia s-a aglomerat, cluburile și-au deschis porțile pentru cele câteva mii de petrecăreți ajunși acolo. Ilnur Pintilie este în mijlocul lor. Bună seara, Ilnur! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Atmosfera este impresionantă, scena pe care ne aflăm noi acum și pe care mai târziu îi vom admira pe cei mai cunoscuți DJ din lume este fastuoasă. Totul pare un decor de film în care actorii sunt cele câteva sute de tineri veniți să guste distracția. Este cea mai importantă seară din această vacanță, așa că toți cei care sunt aici s-au pregătit din timp. Fetele și-au ales ținutele cu mare grijă și-au stat câteva ore în saloanele de frumusețare, la fel și băieții care au avut și grijă bolizilor aflați la intrarea în cluburi, unde sunt expuse modele de 10.000 de euro. Va fi așadar o seară cu șampanie și artificii care cu siguranță se va încheia la ieșirea zorilor. A început distracția și în Mamaia, în cluburile care organizează petreceri în aer liber. Acest local i-a primit pe clienți încă de la amiază. Fetele și-au pregătit ținutele. Fusaisena din Merabi, în combinație cu dressurile și car kiger, sunt sandalele și le-am găsit exact perfect, la fel și cămașa. Și am zis că merge în concordanță cu ce avem nevoie pentru acest weekend. Atmosfera ne dă senzația că ne întoarcem un pic în timp, cu un pic așa nonșalanță de a ne distra, încât să ne simțim exact în acele vremuri. Ai venit toată noaptea? Da, toată noaptea. Condiție, afro. Și vrei să fii super relaxată. Amazonă. Este neașteptat de frumoasă vremea și sper să ne distrăm. Sincer, am venit toate cu jumătate de dulap la noi. În mare parte, când vii să te distrezi, nu mai contează bani. Și DJ-ii au venit pregătiți pentru nopțile albe din cluburi. Vor fi 3 zile de foc. Avem momente speciale și împreună cu clubul s-au pregătit tot felul de momente. Mulți și-au rezervat mesele și cu câteva luni înainte. Este prima dată pentru mine în România și sigur nu va fi ultima. Nu, nu am un buget, fără buget. Este foarte ieftin în comparație cu Franța și suntem foarte încântați de asta, pentru că ne putem permite consumația, cazarea. Văd că aici poți să dansezi din parcare. Băi, așteptăm să intrăm. Trebuie să dăm brățările la oameni, să facem masa cât mai mare. După amiaza, nu a fost lipsită de surprize. Pe litoral este acum o întreagă desfășurare de forțe. Vorbim de sute de polițiști, jandarmi, ofițeri antidrog, dar și agenți sub acoperire. În urmă cu puțin timp, un tânăr a fost reținut pentru că este bănuit de trafic de droguri de mare risc. La percheziții, oamenii legii au găsit mai multe probe, iar acum bărbatul se află în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care va decide dacă tânărul va fi arestat sau nu. Dincolo de acest incident, în Mamaia urmează câteva zile de distracție. Iar cei care nu au ajuns la munte sau la mare au marcat ziua de 1 mai la un grătar aproape de casă. În zonele verzi din jurul orașelor, oamenii au venit pregătiți pentru marea sărbătoare a micilor. Mirosul de mici cârnați și carne la grătar a plutit în aer în pădurea Cernica din apropierea Bucureștiului. Oamenii s-au trezit de dimineață să fie siguri că prind un loc la mesele din pădure. Momentan este conform așteptărilor. Eu zic că este în ambron. Uitați-vă la ce spui, e
cel mai frumos prânz pe care am văzut în viața mea. Mai avem mai multe tipuri de mâncare, avem și kebab, fadana kebab, fructată tabule, e ceva senzațional. Domnii au fost în general cei care s-au ocupat de grătar, însă fiecare membru al găștii a avut un rol. Micii deja i-am scos acolo, avem frigărui, ceafă, pastramă. Și a fi tot în regulă să fie. Și sălățica este deja pe masă preparată. M-au lăsat leneși ăștia și îi aranjez eu după aceea. Dar ei se ocupă de șprițul. Șprițul rece să fie. Dumneavoastră vă ocupați de pastramă? Da, eu sunt măcelarul șef. Fiecare are câte un job aici. Da. Ăla bea. Fiecare e cu treaba lui, nu e așa? Nu suntem amestecați. Văd că și fetele fac salata. Da, da, da. Pentru că 1 mai anul acesta este în săptămâna mare, pe grătar au sfârâit și legume pentru cei care țin post. Avem dovlecei, avem ciuperci, dar le-am uitat. Aveți ciuperci? Aveam ciuperci, dar le-am uitat, dar o să vină. Caju, șalune, struguri. Oamenii au avut noroc și de vreme bună. Printre nori a mai ieșit soarele din când în când, perfect pentru cei care au venit cu hamacul. Alții au făcut puțină mișcare. Am mai dat o pasă, o minge... Am mai băut 2-3 pahare și de-abia de acum încolo ne începem de grătar. O să avem grijă să nu ardem carnea și o să fie carnea perfectă, vă așteptăm la final. La Cernica, pădurea este amenajată pentru grătar, iar închirierea unei mese sau a unui grătar costă 60 de lei, mult mai ieftin decât 2 zile la munte sau la mare, spun oamenii veniți la grătar. Micii au fost vedete și în orașe, preferați de cei care au vrut să sărbătorească tradițional. În București, în Piața Obor, coada s-a format de dimineață, în timp ce câteva restaurante au schimbat meniul și au așteptat pe clienți cu miditei, pastramă și murături. De cum a început ziua, micii ocupaseră grătarele din Obor, o cunoscută piață din București. La prânz, oamenii stăteau la coadă și o oră. Singura lor grijă era să nu se termine micii. Foarte bun micii și de aia. Merită? Merită, da, merită. Veniți des aici? Foarte des, aproape în fiecare zi, să știți. Să înțeleg că aveți o dietă cu mici. O dietă numai cu mici, dar nu se vede? Eu mi-aș dori ca soțul să nu aibă dieta asta. Visez la niște pătrățele, cercurile sunt tot ce obțin. Cum de sunteți aici, în București? Păi... Eu sunt chitră și de-aia am ales să venim la mici. Se stă la coadă în medie o oră. A, suntem pregătiți. Da. Eu am o vișinată, pentru că nu servesc bere, dar evident că băieții cu berea lor... Noi avem un sistem, venim în grup și ne împărțim. Unii stau la coadă la mici, unii la băutură și unii pândesc locul. Terasele și restaurantele și-au adaptat meniurile. Micii au venit în combinații moderne, nu doar cu muștar și murături, ci și cu prosecco sau gin, iar DJ-ii au pus muzică veche. Întotdeauna bule cu mici, recomandăm. Avem o bere nouă în meniu astăzi. Aperol, prosecco, 26 de lei meniul cu 2 mici, cei de porcoaie mari, sau 26 de lei meniul cu cei de vită Black Angus 3 mici la porți. Cum sunt micii? Excelent, excelent. Cei cu de vită sunt excelent. Foarte bun. Am venit să onorăm ziua de 1 mai cu un prânz tradițional. Merge ginul cu micii? Depinde. Depinde. În varianta tradițională nu merge, dar vreau ceva foarte fresh. Petrecerile de peste zi vor continua la noapte în cluburi și restaurante. 1 mai a fost cu noroc pentru cei care au pornit spre munte. Traficul lejer le-a permis să bifeze mai multe obiective. Pornim și noi pe traseu imediat. Este săptămâna mare, iar bisericile sunt pline. Unii credincioși au renunțat să iasă la iarbă verde cu prietenii și s-au așezat la rând să se spovedească. Este cea mai grea săptămână din postul Paștelui. Se împărtășește rog Dumnezeu Albert. În săptămâna mare, creștinii ortodoxi țin post și se spovedesc. Este și 1 mai și este și mai liniștit și pare așa că se liniștește și Bucureștiul. Ne rugăm, ținem post. Nu petreceți? Nu, nu. Legume săptămâna asta. Este ultima liturghie din an a darurilor înainte sfințite și pentru că nu puteam să petrec altfel decât așa. În Miercurea Mare din săptămâna patimilor se amintește de momentul în care Iuda l-a vândut pe Mântuitor pentru 30 de arginți. Noi creștinii postim în fiecare miercuri pentru că Mântuitorul a fost vândut și vinerea postim pentru că atunci a murit pe cruce pentru păcatele noastre. M-am spovedit și m-am împărtășit. Urmează rugăciune, urmează liniște.
Am venit cu, împreună cu băiatul meu să ne închidem la Sfânta Parascheva. Da, așa sărbătorim întâi mai la biserică. În alt colț de țară, la mănăstirea Hodoș Bodrog, au sosit zeci de pelerini. De mult ne dorim să venim la biserică și am zis, dacă toți suntem liberi de la servici, să venim să ne regăsim. E foarte important pentru liniștea sufletească, care este mai importantă decât o picnic sau pentru mine. Cred că toată viața aceasta o petrecem prin muncă, deci concluzia este că ziua muncii o putem prăznui oricând. Dar marea bucurie pe care eu, cel puțin ca duhovnic, o am este că credincioșii care frecventează biserica noastră a pus mai mult preț pe săptămâna aceasta. În cursul anului nu mai putem să o întâlnim niciodată. Deci, în concluzie, important e că în această viață să știm ce vrem, e important în viața aceasta să ne facem o ierarhie a valorilor noastre. În aceste zile, preoții merg și la căpătăiul celor bolnavi. Al doilea suspect în cazul asasinării omului de afaceri Adrian Crainer din Sibiu a fost adus azi noapte în România sub escortă. Cristian Minaia a fost prins în Irlanda la aproape 6 luni de la crimă. Potrivit anchetatorilor, individul și 2 complici au intrat în casa omului de afaceri, l-au bătut crunt și l-au jefuit. Victima a murit la spital. Un alt suspect se află deja în arest, iar al treilea este căutat. Toți sunt acuzați de omor calificat și tâlhărie. Cristian Minaia este în arest și urmează să fie audiat după confirmarea mandatului de arestare emis pe numele său. Un șofer de 21 de ani din județul Suceava a făcut 2 greșeli majore dimineață. L-a lovit mortal cu mașina pe un pieton de 26 de ani după ce s-a urcat băut la volan. Apoi a fugit de la locul accidentului și s-a baricadat în casă timp de o oră și jumătate cu polițiștii la poartă. Acum este în custodia lor și riscă să ajungă în pușcărie. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Victima a murit pe loc după ce a fost spulberată de mașina suspectului pe drumul județean dintre localitățile Moara și Frumoasa din Suceava. Camerele de supraveghere din zonă au surprins urmările impactului fatal. Șoferul a fugit de la locul faptei. Am văzut scena și poliția și ambulanța. Se vede cum a fost izbit și după se vede mașina încă avea viteză. Polițiștii au dat de urma șoferului în 2 ore. Când au ajuns acasă la el, la 300 de metri de locul accidentului, bărbatul nu a vrut să le deschidă. În momentul în care polițiștii au solicitat acestuia să îi însoțească, bărbatul a refuzat să părăsească proprietatea sa privată, precum și să permită accesul polițiștilor. A zis că să aducă mandat, că nu iese fără mandat. A venit un negociator, ceva, un avocat și a spus, bă, ieși, că e mai bine să ieși decât îți faci mai rău dacă nu ieși. A fost nevoie să treacă 1 oră și jumătate în ciuda negocierilor până când tânărul a fost de acord să se predea polițiștilor. Aveți telefonul? Cintoare? Telefonul și portofelul și un papier. Da. Aveți doar telefonul? Vă rog să scoateți. Da? Da. Nu l-ați văzut dimineață când ați lovit? Da. Ce s-a întâmplat? Altceva nu mai aveți. Nu puteați să... Era lumină, vă bătea soarele. Imediat șoferul a fost testat cu aparatul etilotest. Avea o alcoolemie de 0,71 la 1000 în aerul expirat. Mi-a spus că nu-și amintește aproape nimic. Baricadarea lui în casă a fost în urma emoțiilor pe care le avea. S-a temut oarecum pentru siguranța, pentru viața lui, efectiv față de eventuale repercusiuni din partea unor cunoscuți sau unor rude și așa mai departe celui decedat. Bărbatul este acuzat de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului și de conducerea mașinii sub influența băuturilor alcoolice. Sentință fără precedent. Un avocat din București a fost condamnat de Curtea de Apel după ce a filmat-o pe ascuns pe fiica unui politician în ipostaze intime. Imaginile au ieșit la iveală în momentul în care polițiștii au verificat camera cu care urmărise o altă femeie pe care o filmase în baie. Suspectul a pus întâmplările pe seama dorinței de a vedea ce anturaj au cele două femei. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Avocatul are în jur de 30 de ani și este membru în Baroul București. El a fost dat pe mâna poliției de câțiva martori acum 2 ani. Aceștia l-ar fi văzut în timp ce filma o femeie în ipostaze intime, în interiorul unui apartament, așa că a fost acuzat de violarea vieții private. În 2022, într-o noapte de decembrie, avocatul a urcat pe acoperișul blocului său, de unde a filmat-o prin fereastra de la baie pe o doctoriță de numai puțin 11 ori, în timp ce tânăra doctoriță era complet dezbrăcată și își făcea igiena personală.
Polițiștii au descoperit stupefiați că avocatul o filmase pe ascuns și pe fiica unui demnitar, iar faptele au fost și mai grave. Fata a fost surprinsă în posturi intime alături de un bărbat. Tatăl ei a spus că vestea primită de la anchetatori a șocat-o. Ea locuiește la etajul 1 și a urcat pe niște tomberoane și de acolo a filmat-o cu o cameră digitală pusă pe un telescop. A găsit poliția filmarea când i-au luat aparatul la prima faptă și când au reconstituit imaginile, au găsit-o pe fiica mea. Au identificat-o după o vreme. Ea nu știa de chestiunea asta. La audiere, avocatul a explicat că trecea printr-o perioadă grea în viața privată. Suspectul a încercat să intre în magistratură, dar a eșuat. Iată cum a încercat avocatul să-l apere. Nu a fost nimic premeditat. Nu a dorit să facă rău nimănui. A fost un gest intempestiv. A înțeles că pe viitor ar putea exista posibilitatea să obțină mai mult de la acestea. În situația în care ar divorța de soția sa și pentru a nu face rău, a vrut să vadă dacă aceste părți civile au o relație serioasă. Deși revoltați de gravitatea faptelor, judecătorii Curții de Apel București au acceptat nu doar sinceritatea, cât mai ales regretele avocatului, așa că s-a hotărât să fie indulgenți și să-i dea o pedeapsă minimă de o lună și 30 de zile, spun ei, pe care însă inculpatul nu va executa în spatele gratilor, câtă vreme aceiași magistrați au decis să-i suspende executarea pedepsei. Dacă sentința va rămâne definitivă, avocatul va trebui să le plătească celor două femei 13.000 de lei daune morale. În plus, nu va avea voie să se apropie de ele vreme de un an. Doctorii și asistentele au făcut tot posibilul pentru a salva pacienții. Nu există dovezi că ar fi intervenit în tratamentele care țineau în viață pe bolnavii intubați. Aceasta este concluzia anchetei pe care Colegiul Medicilor București a făcut-o în cazul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. O asistentă a reclamat în urmă cu o lună că la secția de terapie intensivă s-ar fi oprit intenționat administrarea unui medicament, iar acest lucru ar fi dus la decesul a 17 oameni. Continuă însă ancheta penală în care procurorii au deschis un dosar in rem pentru omor. Au fost audiați mai mulți angajați ai spitalului și s-au ridicat probe din unitatea sanitară, inclusiv imaginile camerelor de supraveghere. Rând pe rând, candidații la primăria capitalei își prezintă planurile și strategia în emisiunea online Eu ies la vot a știrilor ProTV.ro. Va câștiga cel care va mobiliza mai mulți oameni la vot, a spus primarul în funcție Nicu Șordan, care nu exclude ca edilul de la sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, să se retragă din cursă. Nici măcar dacă m-a rugat Marcel Ciolacu personal să preiau conducerea PSD, nu voi face asta, a afirmat Gabriela Firea. Iar liberalul Sebastian Burduj a explicat cum l-a ajutat tatăl său să-și facă studiile în America și, în general, în carieră. Primarul în funcție a vorbit în emisiunea online Eu ies la vot de pe știrile ProTV.ro despre ipoteza infirmată deocamdată de contracandidatul său Cristian Popescu Piedone ca acesta să se retragă din funcție. E posibil să se întâmple. În momentul acela va fi tot un vot dreapta-stânga, cum a fost și acum 4 ani, cum a fost și acum 8 ani, și în care vom fi tot Gabriela Firea și cu mine. Și care cine va câștiga? Cine va mobiliza mai mult? Nicu Șordan a povestit că a avut discuții în urmă cu 6 luni și cu cei de la PNL, dar susținerea lui a fost condiționată de înscrierea în PNL, variantă pe care primarul a exclus-o. Nu poți să spui în campanie, nu vreau să dezbat, nu vreau să-mi prezint ideile, să comparați programele, dar după alegeri vă caut că fără voi nu pot să guvernez. Sunteți, cu sau fără voia dumneavoastră, partea unui ping-pong adevărat cu candidați. Cum credeți că privesc bucureștenii de care pomeneați ceva mai devreme acest joc? Cu aceeași dezamăgire cu care îl privesc și eu. Decongestionarea traficului, reducerea poluării și termoficarea sunt temele pe care toți candidații le-au prezentat ca fiind prioritățile mandatelor lor. Gabriela Firea a spus în emisiunea Eu ies la vot că după data de 10 iunie, adică după ce va afla rezultatele alegerilor, va decide dacă va merge la Parlamentul European, fiind și pe lista pentru Bruxelles sau la primăria capitalei. Liderul PSD București a negat intenția de a prelua șefia PSD în eventualitatea în care ar câștiga Bucureștiul. Nici măcar dacă m-ar ruga domnul Marcel Ciolacu personal să vreodată să preia această poziție de președinte al PSD, societatea românească nu este pregătită pentru ca aceste funcții de number one în stat sau în conducerea unui partid să fie ocupate de femei. Puteți urmări interviurile pe larg ale candidaților care au răspuns inițiativei știrilor ProTV pe site-ul www.știrileprotv.ro. 6 candidați se înfruntă pentru Primăria Generală a Capitalei, ultima intrată în cursă fiind senatoarea Diana Viviana Șoșoacă.
Ziua muncii a prins pe cei curajoși departe de grătare. S-au lansat pe APR, pe zor au plutit printre nori. Vă invităm la sporturi de vacanță imediat. Cum 1 mai a picat în mijlocul săptămânii, mulți au avut la dispoziție doar o zi pentru munte. S-a dovedit însă norocoasă, pentru că traficul pe DN1 a fost liniștit și au apucat să viziteze mai multe locuri. Ana Maria Barbu este în centrul Brașovului. Bună seara, Ana Maria! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. La munte a fost o zi plăcută, dar destul de friguroasă. La prânz erau doar 15 grade, însă oamenii s-au bucurat totuși că nu a plouat. Mulți dintre turiști au venit, așa cum spuneai și tu, doar pentru o zi la munte, alături de prieteni sau familie și au sărbătorit ca într-o zi de vacanță. În timp ce unii sunt deja în concediu, alții se reîntorc mâine la serviciu, dar până atunci au poposit și la terasele din centrul vechi al orașului, unde, spre exemplu, o ciorbă costă în jur de 30 de lei. O pastramă de berbecuți 70 de lei și o porție de coaste 85 de lei. Cei care rămân la munte trebuie să știe că și în zilele următoare vremea va fi noroasă, dar soarele va ieși dintre nori din când în când. Acestea au fost informațiile de la munte. Andreea? La un hotel din Poiana Brașov, petrecerea de 1 mai le-a amintit oaspeților de așa numita epocă de aur a comunismului. Chelnerii au purtat halate albastre muncitorești. Era așa nuzină, ceea ce eu nu am prins. La cât avem o cravată de pionier, nu știu ce înseamnă pionier. Printre mici, fleici și fasole cu ciolan, bucătarul șef a strecurat și preparatul nelipsit de pe masa clasei muncitoare. Vedeta era parizerul. Noi l-am făcut pane astăzi ca să amintim tinerilor cumva vremurile de atunci. În locurile de picnic, nicio vatră de foc n-a rămas neocupată. Grupuri de prieteni și familii întregi și-au mutat bucătăria la marginea pădurii. Am pus mici, ceafă, pui, hânăcioi și cartofi, ca să fie așa, o legumă acolo, mai rătăcită. Cea mai bună legumă știți care este? Carne. Carne. Ceaptă plasă de carne, 15 kg. 15 kg de carne. Acești turiști din Dâmbovița s-au instalat dis de dimineață pe Valea Doftanei. Au luat-o cu ei și pe cățelușa Bela. Are și el porția lui aici. I-am pregătit și lui bucățica de carne. Uitați, mititei, cărnița. Păi o lăsați pe doamna la grătar. Păi nu mă lasă ea, e plăcerea ei și nu vreau să-i stric bura dispoziție. Cei care s-au lipsit de o masă la iarbă verde au avut timp de alte activități. Ștefan a coborât bucegii cu bicicleta. Se mândrește că distracția nici nu l-a costat prea mult. 200 de lei pentru o zi, pentru 100 de lei pentru mâncare și 100 de lei pentru gondolă. Să urc și să cobor cu bicicleta. Acești turiști au reușit să bifeze într-o singură zi Brașovul, Castelul Bran și Masivul Postăvaru. Willkommen in wunderschönen Brașov! Ganz liebe Grüße zu Hause! Au trecut chiar și pe la piață, unde s-au fotografiat cu țăranii și au gustat din bunătățile de la tarabe. Am cumpărat două mere, bot de iepure, o jumătate de kilogram de cireșe, o jumătate de căpșuni, brânză, plăcintă cu brânză și covrici secuiești, așa, pentru poftă. Și acest cuplu din Bulgaria vizitase până la prânz Târgoviște și Sinaia și aveau planul făcut pentru restul zilei. Visit and drink coffee. Oamenii au avut noroc și cu un trafic mai lejer pe DN1. Doar la Comarnic circulația a fost ușor îngreunată de numărul mare de mașini care urcau spre stațiunile de pe Valea Prahovei. Iar cine dorește să-și simtă pulsul are de unde alege. În multe locuri din țară se practică sporturi extreme și numărul amatorilor crește. Abia așteaptă primăvara ca să se lanseze pe apă repezi ori în înaltul cerului. Ziua de 1 mai este un bun prilej să se întâlnească și să-i molipsească și pe alții cu pasiunile lor. Cei care iubesc zborul și-au dat întâlnire la Rimetea în Alba. Vântul puternic i-a obligat să aștepte un moment prielnic, dar cu atât mai fericiți au fost când s-au desprins de pământ. Poți să te miști în 3 dimensiuni și să vezi lucruri din unghiuri pe care nimeni niciodată nu le-a văzut cu ochii lui, decât filmate. Ciprian lucrează în domeniul IT și își ia doza de acțiune zburând. Zbor de mulți ani, mult în România, desigur. Aici la Rimetea venim des, e logistic, e confortabil pentru noi, dar și în Făgăraș, în zona Bâlea, dar și în afara țării, în Alpi de obicei. Rimetea este unul dintre locurile favorite ale piloților de parapantă. Munții permit o decolare perfectă. Fiind într-o vale, stânca se încălzește și creează curenți de aer cald care ajută la zborul cu parapanta. Iar priveliștea este încântătoare.
vitali pentru zbor. Cu ce ați putea asemăna din afară? Cu zona din centru Italia, zona din Umbria, acolo se asemănă foarte mult așa. În altă parte a țării, zeci de oameni au ales raftingul pentru o zi de odihnă activă. Echipați cu costume de neopren și căști și-au lansat bărcile pe apele reci și tumultoase ale râului Buzău. Lasă paga aia! Doar unul singur ajută, da? Restul suntem atenți! Mai precauți, unii au ales să plutească pe suprafața mai liniștită a lacului Siriu. Ne jucăm și o să ne simțim foarte bine. Vremea ne ajută. Am venit cu băiețelul de 4 ani pentru o tură de caiac, pentru prima dată atât pentru mine cât și pentru el. Bineînțeles, după atât de multă mișcare, de-abia așteaptă și un brunch cu mâncare savuroasă. La bere, la mici, o putem face și asta mai târziu, așa câte puțin din toate. La Sibiu, curajoșii au putut încerca schiul nautic. Sportul se numește wakeboarding și presupune acvaplanarea practicantului tractat de o impresionantă instalație cu cabluri. Pregătirile următoare? Da, da. Go! Zeci de curioși au testat placa și apa, chiar dacă temperaturile n-au fost chiar prietenoase. Super, fain! Nu regret nici o clipă că n-am fost undeva să fac grătar sau să mănânc mici, e super. 6 încercări, 6 căzături în apă, te ridici, te urci pe ea, merge. E super simplu, dacă te dea pe snowboard, merge repede, prinzi repede. Se învață super ușor. În 10 minute învățăm plecarea de pe apă și de acolo depinde de tine cât vrei să crești sau dacă vrei să continui sau nu. Distracția are loc pe un lac transformat recent într-un complex modern de socializare și sport. Au fost și oameni care au vrut să sărbătorească activ ziua de 1 mai și au lăsat grătarele pentru mai târziu. Au mers în piețele de flori și magazine ca să caute plante pentru grădini. Cei care au avut și mai mult chef de muncă s-au apucat să-și renoveze locuințele. Cum vremea a fost potrivită și pentru grădinărit, mulți au mers la cumpărături pentru a-și termina curțile sau terasele de amenajat înainte de Paște. Acum depinde ce debit ne trebuie. Ce debit trebuie? Nu trebuie prea mult. Pentru grădină. Am luat un cărucior pentru furtun, strângem un aparat de spălat trotoare. Azi cumpărăm, mâine instalăm prin curte, diseară sărbătorim. Flori pentru grădină. Sărbătorim prin muncă. În jardiniere, pe casă, practic. Alții s-au ocupat de renovarea casei. Gresie și adeziv, muncim. Cu drag și spor. Un grătar, mai pe seară. Ce v-ați cumpărat aici? Mochetă. Dacă ne-am hotărât cu astea, vă dați seama că n-aveam cum altfel. Și piețele de flori au fost pline de oameni. În funcție de mărime și specie, o plantă poate să coste de la 10 lei până la 800 de lei. Da, am profitat să facem piața. Pentru că nu avem când altă dată. Ce preț au avut florile? Sunt ok. Văd ce înjur și vreau să plec mai repede. Mă duc acasă și văd de treburile cotidiene. Majoritatea magazinelor și piețelor au avut program normal. Astăzi a fost petrecere la grădina zoologică din capitală. Sute de copii au venit să vadă animalele și au rămas la picnic. Organizatorii le-au pregătit diverse activități și ateliere de pictură. Mami, ia să vedem dacă repetați pe mine! Mama, Niga! Nu repetăm? Acești frați au rămas dezamăgiți că papagalul nu-i imită așa cum credeau că se va întâmpla. Sute de copii au încercat să stea de vorbă cu animalele. Bună, domnule Jaguar, ce mai faci? Jaguarul a fost în centrul atenției și s-a lăsat admirat. Drept o vadă, s-a plimbat minute în șir pe lângă gardul de protecție. Nu am văzut niciodată aici. Am văzut tigru și leopard atât. Da? Mai mult o să continuăm. Credeam că o să fiu mai mici decât mine. Mai mici decât tine? Da. Se spală, mama. Bengalez. Tigru bengalez? E sigur? Da. Sunt sigur. După ce toate speciile de animale au fost admirate, familiile s-au relaxat la picnic pe pături sau în hamace. În plus, au primit și gustări din partea organizatorilor. Noi am ieșit să ne distrăm, să vedem animale. Banane! Avem banane. Vrei banane? Avem și mere? Portocale! Ne place că ne-am reîntâlnit. Am primit câteva gustărele și le mâncăm împreună. Ce animale vreți să vedeți astăzi? Un tigru. Sau o pisică sălbatică. Ce ai văzut astăzi aici la grădina zoologică? Papagali. Ai văzut, da? Da. Activități în aer liber, în principiu. Și poate ajungem și noi la obor să mâncăm niște mici, dar cred că va fi coada foarte mare.
La grădina zoologică din București sunt peste 4.000 de exemplare de animale. Le puteți descoperi în fiecare zi cu copiii între orele 10 și 5 după amiaza. De 1 mai, orașul Istanbul este plasat sub stare de asediu. Poliția a arestat zeci de manifestanți care încercau să ajungă în piața Taksim, sfidând interdicția pentru demonstrații în acest loc emblematic al metropolei de pe malurile Bosforului. Peste 40.000 de polițiști au fost desfășurați la ordinul ministrului de interne, care a susținut că organizațiile teroriste vor să facă din 1 mai un teren de propagandă. Adunările nu mai sunt autorizate în piața Taksim, devenit epicentrul contestării puterii lui Erdogan după valul masiv de proteste din 2013. Însă unele partide și sindicate susțin că nu concep ziua muncii fără un marș în acest loc simbolic din centrul orașului Istanbul. Iar protestele împotriva războiului din Gaza au atins punctul de fierbere în campusurile universitare americane. Poliția a intervenit după ciocniri între grupuri rivale la locul protestului pro-palestinian de la Universitatea Los Angeles. Cu câteva ore înainte, polițiștii au evacuat o clădire academică ocupată de studenții protestatari de la Universitatea Columbia din New York. Sute de manifestanți au fost arestați. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Demonstranții pro-israelieni au atacat pe cei pro-palestinieni în campusul Universității Los Angeles. Some substance was fired from within that camp. I think it was probably pepper spray, but it certainly was very aggravating for everyone's chest. I've just seen a gentleman trying furiously to wipe whatever it was from his eyes as well. So it is a tense situation here. I'm now inside the police perimeter. You can see here in the foreground the California Highway Patrol. Conducerea universității a chemat poliția după izbucnirea acestor violențe pe care oficialii le-au numit oribile. Cu câteva ore înainte, forțele de ordine au intervenit la locul altui protest pro-palestinian, cel de la Universitatea Columbia din New York. Polițiștii au intrat pe o fereastră de la etajul 2 într-un edificiu academic ocupat. 80 to 100 police officers raided the building. There was someone unconscious on the floor getting arrested and they were pulled away while they were unconscious. Three people were pushed down the stairs by NYPD. Acolo, situația a devenit tensionată de luni după amiază, când președintele Universității Columbia le ceruse studenților să ridice corturile amplasate de aproape două săptămâni în fața instituției. Însă, protestatarii au ignorat ordinul și peste noapte au ocupat clădirea. Zeci de studenți au fost arestați. They had like five or six police buses, massive police buses coming in. We saw them bring out the protesters. There were massive protests going on Amsterdam Avenue. De luna trecută, universitățile din Statele Unite au fost cuprinse de proteste pe care unii le compară cu cele din anii 60-70 împotriva războiului din Vietnam. Protestatarii pro-palestinieni cer încetarea războiului din Gaza, dar și boicotarea companiilor și persoanelor care au legături cu Israelul. Cel puțin 5 oameni au murit și 18 sunt dați dispăruți după furtuni și inundații masive într-o regiune din sudul Braziliei. Mai multe localități au fost inundate și în unele zone apa a ajuns până la acoperișul caselor. Apele revărsate au distrus poduri și șosele, iar meteorologii avertizează că precipitațiile vor continua. Imagini rare au fost surprinse la grădina zoologică din Oakland, California. O pumă a fost filmată în timp ce se relaxa într-un hamac. Willow, așa cum a fost botezată de îngrijitor, s-a răsfățat așa aproape toată ziua. S-a întins de câteva ori, a căscat și cu greu s-a abținut să nu-mi tragă un pui de somn. Din când în când se uita în cameră ca un manechin la o ședință foto. Puma a ajuns la grădina zoo în noiembrie alături de sora ei, după ce mama lor a fost lovită mortal de o mașină.